Infinity Gym Pantelimon. Ne antrenăm cu Gabi Burlacu și facem brațe și o să fie un antrenament de brațe pe care le explicăm. Sper să ne iasă cum vrem noi să le explicăm. Și hai să vedem ce iese. Bun, Gabi lucrează diferit și azi facem antrenamentul lui. O să facem triceps și după aia facem biceps. Eu le lucram un super set. Triceps și cariceps. Cea mai bună priză pentru vis la triceps se pare deci. Se pare de acolo. Ultimul deget, ok. Aici. Ok. Să ai distanță. Da, da, da. Exact, 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 exact. Nici eu nu suport aproape. Da, 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 da. Cam așa o iau și eu. Cu penultimul deget pe partea aia. Da, da, da. Bun, încă ne încălzim. Da. Exact, să lași tricep să se întindă bine jos. Aia, exact. Stretch și contracție. Deci facem extensii la extensii cu sfoara. Facem două, trei seturi cu sfoara normală, pe care mai atașăm încă o sfoară și facem dual rope extension. Deci trei serii aici la epuizare, mai punem o sfoară și mai facem încă două serii la epuizare. Ai mai mult 6 repetări. Da. Ai mai mult range of motion cu dual rope-ul. Ia anti-power. Ia uite. Nu e loc, nu e loc. Deloc. Cu muzica asta nu mai pot să monetizez. Că-mi dă copyright. Cariceps. Am dat parțiale, pe prima parte a mișcării, nu vă recomand să faceți așa ceva. Nu am făcut pentru că pare fun, hai că nu că pare fun, e fun. Și nu mai puteam să lucrăm full range of motion. Dar nici nu era terminată mișcarea, așa că în loc de drop set am dat parțiale. De unde se termină cealaltă? Exact. N-aveți fori identice în sală, nu e nicio problemă. Încercați să apucați... Control că se bălângăne. Da, control că se bălângăne. Și încercați să apucați sfoara mai lungă, unde se termină sfoara scurtă, basically. Și să țineți priza acolo. Da, încheieturile la același nivel, priza să fie stabilă și cam aia faceți. Așa se face când n-ai sfori de aceeași lungime în sală. Ultimul exercițiu la triceps, facem skull crushere cu gantere. Sunt puțin diferite din cauza că lasă cotul și sus pe contracție face o mică rotație a încheieturii. Pentru o contracție un pic mai bună. Puteți să le faceți și normal, sus drepte cu priză hammer, nu trebuie să întoarceți încheietura. Mai în spate. Da.
coatele, o idee mai în spatele umărului, articulației umărului. Pentru a beneficia de extensia completă a tricepsului. Exact, de stretching-ul complet pentru triceps. Cam așa arată exercițiul. Băi, nu știu cum să le denumesc. Variați. O variație, da, de scalcări așa. Bun. Concentrat. Deci flexia cotului se face până ganter ajunge deasupra pectoralului. După care faci extensie. Faci extensie a brațului și contrast tricepsul. Simplu. E doar o variație de final. Asta e ultimul exercițiu. Facem două seturi aici până la epuizare cu greutate mică, repetări lente, contracție bună și cu asta terminăm. Unii ar zice finisher. Ne-am răzgândit, mai facem un aparat. Facem aparatul ăsta. De obicei la majoritatea mă dor coatele când fac extensia asta cu elbow support, dar la ăsta e super ok, simt un stretching bun și cam atâta. Aparatul e Matrix, ca să vă faceți o idee. Ha! Jos. Ultima. Facem flexi cu gantere din cerul. Asta e la set, le-am încălzit și acum îi dăm de lucru. Sectoare. Hai, mai dă o dată. Mai dă ceva, mai dă un dublu biceps. O, da. Al doilea exercițiu de biceps, facem flexii la banca scurt. La banca scurt, unilaterale, hai că cu o singură mână pe rând. Nu e niciun șpil, nu e nicio șmecherie, avem o ușoară rotație internă a încheieturii în momentul în care, în punctul final al contracției, adică sus pe flexie. În afară de asta, negativul e lent, controlat, greutatea e medium, așa. Nu cred că o să depășim 12 kg per ganteră, ca să putem să controlăm undeva la 10-12 kg. Și cam asta e tot pentru al doilea exercițiu. Rotești sus sau nu mai faci rotație sus, nu? Ok, deci mișcarea e straight, de sus până jos, negativul e controlat, stretching-ul, da, adică lași brațul să întindă cât de mult se poate. Exact, exact. Nu te oprești la jumătate mișcării. Aici poți să fii self-spoken. Da, 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 da. Doare? Tunelul carpian. Și pentru eventuală contracție musculară mai bună, te apuci, țineți apăsat cu mușchi. Atingeți-l blând, 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 blând. Ca pe cozonac. Așa, s-a focusat. Ultimul exercițiu, flexi hammer. Facem flexia gen JPG, adică spre interior. În loc să flexăm drept și perpendicular cu bicepsul, flexăm spre pectoralul opus. Ne focusăm pe cotul în schimb, uitați-vă la cot. Da, cotul rămâne aproape pe loc. Cotul rămâne aproape pe loc, da, exact. Fără balans din umeri. Umerii sunt blocați. Centura scapulară e strânsă și flexia e doar a antebrațului pe braț.
Hai că te vezi și bine. Trec cu ai venele astea aici. Zici că sunt din GTA venele astea, jur. Mai zi o dată TRT. Zici că e vlogul lui. Zici că e vlogul altuia acum. Un exercițiu. Dăm două serii de pump. Repetări eu. Nu știu de ce le faci așa repede. Eu să le fac mai încet. La scot aici. Și cam asta a fost antrenamentul de brațe. Mai urmează cariceps acasă. Mai urmează cariceps, da, înainte de somn. Am avut mișcări variate, după cum ați văzut. Cel puțin pentru triceps am targetat toate cele trei capete din trei tipuri de extensii diferite și la biceps la fel. Trei tipuri de flexe diferite și asta e ultima. Zap YouTube. Am terminat acum antrenamentul și sper că l-ați găsit măcar interesant, dacă nu altceva, util, glumesc. Sper că l-ați găsit util, sper să vă folosească. După cum puteți vedea mereu când fac vlog, mă antrenez altfel, deci la întrebările de genul la cât timp se schimbă antrenamentul, dacă e ok să schimb, it doesn't fucking matter. Ideal ar fi să nu schimbați antrenamentul în fiecare zi. Personal, pe timpul meu liber, când nu filmez, mă antrenez exact la fel de un an încoace. Și mă îndrept acum spre masaj. Vă doresc o zi plăcută să aveți în continuare. V-am pupat, ne vedem la următorul vlog/podcast.